Salutare! Asta e un pachetel de la Mountain Shop, unic reprezentant în România al unor firme destul de bune, destul de renumite, de echipament montan în special, printre care și VOD care face pe lângă geci și tot felul de echipamente, face și genți pentru biciclete, pentru cicloturism. Genți, acele panniers, se agață atât în spate pe portbagaj, cât și în față pe portbagaj. Au și geante de ghidon, cred. Cam așa arată pachetelul. Aici a fost adresa mea. De treabă cei de la Mountain Shop. VOD. Înăuntru ar trebui să fie două genți de spate, pentru portbagajul din spate. Împreună au 48 de litri, făcute în Germania, fără PVC, se numesc VOD Aquaback. Da? Și ar trebui să fie red black, roșu negru. Așa le-am dorit mult de tot să fie cu roșu, pentru o vizibilitate sporită în principal. De serviciu astăzi, Ontario Rat 1. Modelul 1. Au scos de curând cei de la Ontario și modelul 2, Rat 2. Mai mititel ca ăsta, chiar mult mai ușor de purtat în buzunar. Să sperăm că voi lua și unul de la. Ia să vedem dacă înăuntru e ceea ce ar trebui să fie. Frumușel arată. Bun. Ăștia de la VOD se pare că au împrumutat o parte din tehnologie de la renumita firmă Ortlieb de accesorii de biciclete. Sunt cam cei mai buni pe piață la ora asta. Mâner pentru purtat ușor, se detașează ușor, se reglează în fel și chip pe diferite dimensiuni de țeavă de portbagaj. Nu știu. A, se trage, pur și simplu se trage. Vedeți? Și se ridică. Aici se reglează de tija verticală ca să nu se miște prea tare. Aici ar trebui să aibă ceva reflectorizant, niște elemente reflectorizante, cred că și firma e reflectorizantă. Prin rulare se închid, sunt perfect impermeabile. Au și o mică sârmuliță. Asta are rolul de a le uni între ele cu ceva, nu știu, un lăcățel cu antifurtul de bicicletă, ca să întârziem un pic hoțul pus pe fapte mari. Spatele e dur. Am citit pe
forumurile noastre, în special pe cel ciclism.ro, despre oameni care poartă gențile astea de mulți ani, de foarte mulți ani, și arată bine, 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 nu s-au rupt, cusăturile sunt, nu sunt vizibile, deci nu există cusături vizibile, sunt lipite pe nu știu ce procedeu, cu ultrasunete, da? Materialul e destul de gros, au și aici o bandeletă pentru rigidizare, au și curea de umăr, se pare. Ia să vedem dacă mai e una. Ia, mai e una. Superb. Încuietoarea asta e absolut superbă. Dacă aș ști și cum se folosește. Asta vine. Ele pot fi umplute cu până la 24 de litri fiecare, da? Și aici rulăm așa frumos și drăcea asta de trident să prinde. Bine, acum e greu că e goală, da. Să prinde paci pe undeva. Cam așa. Bine, se rulează bine, nu așa, nu halul ăsta. Da? Ăstea vin și se prind undeva aici. După ce e rulată, mă rog, mai multe când o să o pun pe bicicletă. Uite că avem și o mică etichetă. Se laudă ăștia cu ce au inventat ei și prietenilor de la Orlib. Nu vreau să fiu răutăcios, dar sunt extrem de asemănătoare. Și nu e părerea mea, e părerea multor alte persoane mult mai avizate ca mine. Eu sunt începător în șmecheria asta cu cicloturism. Absolut superb. Mulțumesc celor de la Mountain Shop, link în descriere. Cam asta e. Asfalt uscat.